Bună dimineața, oameni buni! Suntem în drum, am plecat de la Logiu unde am dormit și suntem în drum spre primul parc național. Cum se numește, Sorine, parcul național unde mergem? Taranghire National Park. Taranghire National Park se numește și mai avem puțin de mers. Am trecut printr-o zonă populată de Masai. Ne-am echipat de safari corespunzător, cu cămăși, cu pantaloni, cu tot ce trebuie. Așa ni s-a recomandat să nu fie culori țipătoare, stridente, pentru că animalele sunt atrase de culori țipătoare și de zgomote. Și atunci am zis, lăsăm pe alții culori țipătoare, că în caz că se întâmplă ceva, noi să putem fugi și ea cu culori țipătoare, asta a fost soarta lor. Cam asta a fost strategia mea și a lui Diana când am plecat de la Logi. Și ne-am oprit aici un pic să ne dezmorțim, că mergem cam de cât? De o oră jumate? Două? Nu cred că mai mult, că ne-am și oprit. Da, ne-am și oprit. Și cam ajungem, mai avem un pic și ajungem și vedem, vă arătăm animalele. Dacă nu vedem animale, avem turmea asta de vaci ale masailor și venim și filmăm vacile. Oricum sunt cocoșate, sunt altfel decât la noi, așa că oricum sunt interesante. Sau dacă nu, chiar sunt tablouri aici cu animale, o grămadă pe pereți. Și le filmăm de aici. Am văzut în spatele construcțiilor astea unde vând tot felul de chestii pentru turiști. Niște colibe de Masai. Casa de Masai. Au găini aici. Ce zicem? Good, mama. How are you? Good. Good. How are you? Thank you. You sleep here? Inside? Yes. Open the door. Faci poză? Să facem poză? Am ajuns la intrarea în Parcul Național, foarte multă agitație aici, foarte multe mașini de la diferite companii de astea care fac safari. Taranghire se numește Național Park. Și o să și noptăm în parc acolo, niște corturi. O să fie interesant, mi-a spus Marcel că data trecută când a fost n-a putut să doarmă deloc, că răgeau toate animalele, inclusiv lei foarte tare și n-a reușit să doarmă. Foarte multe mașini așteaptă să intre, sunt niște permise de intrare și de obicei ghizii stau aici la coadă ca să primească permisiunea. Și ghidul nostru Baraka stă la coadă acolo cu toată lumea. E asociatul lui Sorin de la Timon Safari, cu el a făcut firma. Și un om foarte bun, l-am văzut și în vlogurile lui Marcel, cum cu el s-a dus Marcel când a făcut vlogurile de aici, din Tanzania. Multă lume, mulți turiști din diferite țări, am văzut și asiatici, și nordici, și de toate. Am intrat în parc, ne-au întâmpinat niște zebre. E foarte diferit să vezi animalele în mediul lor natural decât închise undeva într-un țarc. Am mai văzut niște păsări foarte mari. Pasărea secretară se numește, Sorin, sau cum ai zis, așa. Și niște antilope, dar alea mici, nu? Da, era dic-dic. Cele mai mici antilope din Africa. Dic-dic? Dic-dic. Dic-dic. Nu sună foarte bine, dar e ok. Și pasăre secretar. O să mergem așa în coloană cu mașinile și o să ne oprim de câte ori o să vedem animale.
Parcul e foarte mare, are cât are parcul? 8.000 de kilometri pătrați. 8.000 de kilometri pătrați, dar e mai mic decât Serengeti, nu? Da, care are 14.000 și vreo 300 ceva de genul. Ok. Și Serengeti e al treilea ca și mărime din țară. Cel mai mare e Nyerere. Fostul Nyerere actualmente, Selous, are 55.000 de kilometri pătrați și pe locul 2 e Ruaha, care are 22.000. Serengeti e abia al treilea. Dar cel mai renumit dintre ele. Misterios și extrem de frustrant. În sensul că nu glumesc, în sensul că fuge și dintr-una se oprește că nu mai știe de ce a fugit. A uitat. Da. Pumba. Fac o cer. Pumba. Like Pumba. No, like Pumba. No, Pumba. Mamă! Antilobe nu. Pe care el îl protejează pe cerb în apă. Mai este unul alături. De uite, de paraziți și tot felul și ăla nu le prea place la prădători. E așa mai amărui cumva. Și foarte rar e vânat de către prădători. E norocos. Da. Este un puișor jos, da, iarbă, un pui de așa din cap. Și doi maturi. Nu văd puișorul. Puișorul e lângă ăsta primul, care e mai care e în picioare? Da, în care stă așa în fața noastră și mănâncă. Uh-huh. Și alături... A, gata, am văzut și puișorul. E în iarbă acolo. Vedem și un elefant mascul, mare, elefantul african, huge, în mediul lui natural. Mănâncă ce? Avem ocazia să vedem și primul elefant. Bado hao wako mbali. Ani wengi. Umeona huwa kulia? Ne am oprit la un mușuroi mare de termite și este o păsărică care stă acolo și de câte ori iese câte o termită, pac. A luat-o. Uite că stă cu ciocul deschis. Și cum vine o termită afară din mușuroi, le execută. Deci una trebuie să fie de sacrificiu, că ele trebuie să iasă până la urmă, că nu poți să ia numai mușuroi. Și atunci prima care iese, bang, și restul reușește să fugă. Da. Foarte frumoasă. Să vedem mai și ceva. Cel cu negru m-a spus. Am dat și de un grup de struți.
oprit toate, e un alt elefant tot solitar. Tot mascul. Chiar mănâncă acum. Se apropie de mașini destul de tare. Am rămas cu gura căscată. Cred că vrea să traverseze sau... E, îi împinge, că elefantul se descurcă, nu e problema. Nu fac griji. Uite și puiuții. Cu părinții. Doamne, pe mine mă emoționează atât de mult. Imaginile astea, nu găsesc cuvintele să exprim ceea ce văd și ceea ce simt. Ce creaturi minunate. Familie de elefanți. Cred că sunt femele, nu? Au și mascul printre ele? Doar dacă e pui, până în 7 ani. A, altfel masculul nu stă cu ei. Nu, e solitar. Până în 7 ani doar zice că stă. Cât e copil, cât e pui. Un mascul în turmă. Încă o turmă de zebre. Mănâncă frumos. Sunt alb cu negru sau negru cu alb astea? Ne-am oprit să mâncăm. Mai muții ca să scarpine pe burtă, că e foame. Să-i dăm ceva, uite și puiul. E înțesat de maimuțici locul unde luăm masa. Uite puișorul, ce frumos e. S-a speriat. Simpatice. Suntem și sub oamenii.
Niște antilope drăguțe, sperioase și mici. Sunt ca niște căței așa de mici. Foarte drăguțe. Parcă-s iepurașe. Parcă-s iepuraș, da. Un leu acolo pe creangă, dar nu prea se vede cu telefonul. Trebuie ori binoclu, ori aparat ca lumea. Da, este în spatele prunzelor. Se mișcă. Nu, nu, că eu vreau să-l prind. Se mișcă, ridica capul, dar acum l-a lăsat iară. Da. E chiar pe mijlocul imaginii. Cât de fain e. Eu când am văzut, mă gândeam numai oare la căbere. În scorbură. Atâta bărbați într-o singură scorbură. Ai brișca la tine să ne scriem, că toată lumea și-a scris numele aici, noi suntem mai proști ca ei? Da, cu brișca. Vrea cineva brișca să-și... Să scrie numele, să... Ok. Am oprit să cumpărăm fructe, aici e drive-thru. Vin direct la mașină. Nu trebuie să te dai jos. Sunt banane roșii, cred că-s alea ca legumele. Mango Jumbo. Aduce mango? Uite mai față, n-are mai față. Tuk tuk. Pineapple. Ananas. Am ajuns la loci. E mai mare suprafața camerei decât ieri. Tot așa cu baldachin, cum sunt toate paturile prin Africa. Un pat mare, cum zice Marcel. Un spațiu aici. Probabil că aici este terasa. Nu se vede nimic, că e întuneric acum, dar e o terasă generoasă. Mare. Este bec aici? Da. Ah, perfect, uite. Este și bec. Frumos. Nu? Foarte frumos. Foarte frumos.
Și spațios, foarte spațios, cred că are 40 de metri cu totul. In the middle of nowhere, cum este locul ăsta. Da, cum am venit pe un drum de ăsta, safe. Baie cu cadă. Duș. Baia este cu un mic apartament. Da. Nice. Da. Și finisajele sunt bune. Da, tot ok. Ales good. Bună dimineața, oameni buni! Vă întrebați de ce sunt îmbrăcat așa? Ne s-a spus de ieri că astăzi o să vizităm niște triburi și femeile o să stea cu soțiile războinicilor și o să gătească. Și noi mergem la vânătoare, așa că m-am îmbrăcat corespunzător de vânătoare și vedem ce prindem. Am ieșit pe terasă dimineață și foarte, foarte interesante forme de relief aici. Prima dată am crezut că-s vestigii. Se aud tot felul de păsări și de, nu știu, animăluțe, nu știu ce sunt, niște zgomote foarte ciudate. După un drum de vreo 2 ore și ceva de pământ și foarte, foarte denivelat, am ajuns în teritoriile tribului Hatsabe și am înțeles de la ghizi că ei nu stau într-un loc și a trebuit să-i căutăm, să vedem pe unde sunt. Și acum ne-am oprit. Băiatul cu roșu e din tribul lor, pleca la oraș și știe limba. E un fel de translator al nostru. Să vedem ce activități o să facem. Mergem pe pădure spre trib să-i găsim. E o căldură foarte mare și ăsta e cu căciulă de asta de lână, da, în cap. Oamenii ăștia sunt izolați, ne spunea pe drum Sorin, patronul de la Timon Safari, și nu pleacă nicăieri, n-au plecat niciodată toată viața lor, nicăieri, n-au fost la oraș, mai trimit șeful de trib să mai cumpere alimente sau ce mai au. Doar se mută din loc în loc. Da. Folosesc Cana. Cana. Cana coco. Coco, coco. Cana. Tot că se sese tot. Apoi aia, anzi. Cana. Cana aia cu să că are blânduri de animale pe el. Cu pulci de tot. Hello, coco, 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 coco. Aia, Thank you.
Încet, Marcel, că trezești câine. Da, da. Câini de vânătoare. Da. La odihnă se pregătesc pentru... Se pregătesc pentru vânătoare. Tura a doua. De vânătoare. Ape, Coco. 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 Scăpăm ne mâncați de aici? Ape, Coco. Eu așa sper. Coco. Coco. Dar la câine obi da ceva, ăsta se doarme, dar dorm toți. Care-s casele, Marcel? Căpițele astea de fân sunt case? Nevoie de mai mult. O blană jos și somn. Living, bucătărie, două dormitoare. Foarte tare. This is the house, yeah? Yes, this is a local house in the area. Because you know these people, but sometimes if you can't see their brain, so these people say can sleep in the they came from the baobab tree in the mountains, so can sleep easily. But the dress is only in the local house in the area. Interesant. Living, două dormitoare și o bucătărie mică. Alu. Numele lui. E ca te gogo. Cum te cheamă? Alex. Aia bawa. Onoko. So you know your difference from the man from the woman. So bawa is mean like a man. Aya is mean like a woman. But your difference from the man from the woman, you know. Aya. Ela. Oh no.
say oh no. Oh no. Akanabe. Akanabe. Oh no. Azane. Azane. Oh, Alex. 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 Onoko. Onoko. Akanabe. Akanabe. Hazane. Hazane. Carmen. Carmen. Canada. Carmen. Karma. Carmen. 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 Oh no. Oh no. Canabe. Azane. Azane. Christian. Easy, easy. Oh no. Oh no. Canabe. Canabe. Azane. Azane. Mihai. 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 Happy Aya. Eh? Mento, David. Onoko. Cristina. 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 Onoko akanabe Cristina. Ape Coco? Oh no. Sorico Santinescu. La bloca Serago. Sorin Constantinescu. Eh? Sorin Constantinescu. Sirico Santinescu. Bravo, bravo. Eh, bebe Coco. Coco, Coco. Onoko. Onoko. Akanabe. Akanabe. Hazane. Angela. Angela. Perfect, perfect, Angela, perfect. Onoko. Onoko. Akanabe. Akanabe. Hazane. Claudia. Io. Api Coco? Oh no. Oh no, Coco, oh no. Oh no. Akanabe? Akanabe. Azane? Azane. Bali. 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 Duzu Balelo. Api Aya? Oh no, Coco? Akanabe? Azane? Apeia. Michaela. Wow. Oh, bravo, bravo. Ape Coco. Sorry. Coco. Ape Coco. No. Atane Sorin. Sorry. Yes. Sorry, sorry. Chamo. Te. Baraka. Baraka. Oh no, Akanabe. Baraka. 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 E Coco, tu a cadet de Coco, bai ajili sokota e sahat e be, mana pota o be asa be. Kekeke a hamanat ik o Coco, wa unu kwa ni cento lubi. Nang e mai ta Coco, jili sokota e sahat e be. Ne explic acum fiecare tip de săgeată pentru ce e bună. Asta e de bună, cred că se prăjește cu rupul. Spac. Baya a capo cu a cucur 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 ha chico na kana yatsana ayui bam cu ya
that come come udundo ako ande ba koi ande nde 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 ma that come come udundo ako ah sabi lo nga cho 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 that come come mangungo inglakate udundo ako inglakate udundo ako say udundo ako udundo ako udundo ako I think I understand. Yeah, this is for fried popcorn, yeah? Yes. No, huh? I don't understand good. So you said about this one, so the special when you go to hunting, so they catching a small bird. It's like the woodpecker, the small, the blue mouse bird, uh-huh. The small one. But sometimes you say about this one, but sometimes they can lose because they're a very small bird. But this one's better because you can push it. But sometimes you can lose because you're very small. Uh-huh. Hikowa lakone. Hambana hikowa hiye hikowa hiye lakone hamachishen. Hikowa lakone. Kowakowta sindi. Bami koi an. Cindy, a chacha, a chabaco. Că nu înțelegeți ceva, spune și vă traduc, da? Asa are. Genet Ana. A chaco, bă, cuia. Ha, asa Ana. Kasama. 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 Yeah. You know this one, these people, but sometimes you make like a sharp, but this is like a knife. But this one's a special kind like of kumba. And the another animals like the porcupine. You know the porcupine? Până acum niciun murind de foame. Nu mai muriți de foame. Fele speciale aici. Viori. Aproape. Lasă-ne și nouă, mă! Să mă simt cel aia! Tot! Sunt chiar bune! Ia să mă simt cel aia! Ia să vedem! Ce-am bună, mă! Ce-am bună, mă! Poate ne fac să le mâncăm și pe urmă. Dar nu faci ca Coco. Rămâne un gust amar după, să știți. Nu bune. Ha! Ne dă la tot. Ia. Nu stă. Fac focul. Cu două bețe. Nu mi-a lăsat să chinim, dar că aveți brichete, că se sfumători aici, să chine băieții ăștia săraci. Au și normale. Dumnezeu. Ăștia fumează iarbă. I-am văzut că-s bucuroși așa. Ați văzut ce stand-up făcea ăsta. Da, da.
nicio... Bobiță de ala de care n-am dat și nouă. Dar femeile sunt uitați. Am zis acolo. Nu? I-am zis copilaj. Și femeile cum au. Dar pasau... Pasau o cigară. Mai mică decât ăsta care acum. O mesă acolo. O mesă. Alavă acriti, acolo. Lavă o mesă, abă mi-o tese. E. Așa. Tu, abă, tu, abă. De care este fum? Da, fum. Pe pata, se duc. Abia! Abia! Nu. Abia! Nu, ciuperești totul. Am făcut un pic de jar. A prins deja Marcel? Da. A făcut un pic de jar, l-a pus pe balega aia. Și nu dai, 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 tu dai. Da, da. Se mai ia ani am așa chin. Ce faci cu amărăți? Le ciupele văd că. Meniul zilei păsărică cu balegă. Ciupele păsăricile? Cu aia că din toate pe adacu de la calaca. Ahi, ca, he? Medium rare. Magunia coco. Meza. Am oprit, am trecut pe un pod și sub noi e un fost mare râu care a secat și mai e așa un firicel de apă care se scurge așa printre pietre, de-abia vizibil. În depărtare o turmă de capre, vaci. Pietre foarte interesante, de culori foarte deosebite. Am venit la un alt trib. E așa și îngrădesc satul cu gardul de astea. La un alt trib care prelucrează metale, fac săgeți, ei fac trocuri de obicei la triburi aici, n-au bani sau ceva, fac trocuri între triburi. Astea sunt femeile tribului. Colibrile astea sunt o grămadă pe unde am trecut, pe aici trăiesc ei, astea sunt colibrile lor, nu sunt pentru turist sau ceva, astea sunt chiar colibrile. Ăsta e tribul care crește pisici, ăla e al doilea tribul care crește câini. Încăpem toți acolo înăuntru, în sufragerie? Vine vânătorul tribului. Trap, this and they're using the fishing and the water, you know? Because but because now you have the new technology, you have the plastic, you know? So you can carry up from the donkey and then they're fetching the water the other place there, you know? The outside from here, so there are a lot of the animals like cows, fish, goats. So this one before you have they're using this one, the carrier from the donkey, then they're fetching some of the water the other place of there.
You know these people, they're making their small houses not long way, because sometimes here there is too much the wind. But sometimes the wind so it can broken the houses, but they're making the short houses not long way. Mm-hmm. But you know, in this tribe, you are different job. Am venit și la secțiunea de metale, de prelucrat metale de la trib. Bărbații se ocupă, au niște foale acolo cu care fac focul, niște cărbun special care au o cifră calorică mult mai mare decât normal, pentru că trebuie să topească metale astea. Au luat o felul de fierotanii de astea, fier vechi, de la biciclete, de la... You know this one the bracelet, but this one the aluminium, but this one the brass, but the different material, you know? But this one, because this one the steel, then steel the metals. You know this one the other piece from the water pipe, but sometimes they mix the color from the purple, you know? But this yeah, they steel the metal, you know. But you know this one your longer process if you're making them, you know? But this one, so the 5 days I can make the what? The animals, the cow's skin. So the this is the bellows they're making the hair. So the charcoals they make it the temperature spot. You know this the charcoals these people they get in the different stripes, it's called like the Iraqi tribe, the different stripe from here. But after selling this material from here, so they buy the charcoals, they buy the local clothes, local shoes, lot of the stuff. You see this from the nail, so they're making the new arrows like this one from the nail. So they're making like this. Dintr-un cui face o săgeată. Exact o săgeată cum arată băiatul în mână. Deci din cuiul ăsta face săgeata asta în 10 minute. Deci cuiul ăsta, săgeata asta în 10 minute. Pe bolovanul ăla, ce esență tare e bolovanul ăla. Au băgat acolo înăuntru metal, a topit. Și simțim căldura, păi am zis că... Deja s-a topit alama. O toarnă în formă, faci un lingou de alama. Foarte tare. Da, foarte tare. A luat de mână sau a luat-o dumneavoastră? Aur. Auziți, dar ăștia dacă au trei nebeste, unde de? Că nu am multe până pe aici. Astea sunt pentru mine. Ce n-au? Și următoarele pe unde? Nu, trei alu toți. Toți au trei neveste. Trei? Fiecare câte trei? Nu, toți.
Îmi pare confuz un pic. Eu știu ce visez. Sharing is caring. So nice. Ăsta e cuiul care a fost. Foarte interesant. Am făcut și contrele alea de nepovestea băiatului, da. Tribul celălalt de vânători, la ce folosesc? Ne-am întors pentru prânz, să mâncăm, oricum nu mai plecăm. Eu o să fac live-ul cu Ștefan de la 5. Am timp să mănânc, să mă pregătesc un pic, să mă odihnesc. Am mers pe drum de ăsta nasol de tot de pământ, multe zeci de kilometri și m-a cam rupt în două. Ce, nu-i gata mâncarea? Gata. A? Încă nu. Hai mă, păi e ora 3. Nu-i gata mâncarea, măi, la ora 3, mă. Cu oamenii ăștia. Oameni buni, tocmai am terminat live-ul cu Ștefan. Am scăpat după 5 ore. Ștefan mai vroia, dar i-am explicat că dimineața plecăm în Serengeti și trebuie să ne trezim la 6 dimineața și sunt și eu obosit. Mă dăduse la afară și de restaurant că la 10 se închide și am reușit până la urmă să încheiem live-ul. Ăsta a fost vlogul de acum. De mâine o să avem 2 zile de safari sau chiar 3 zile, toate 3 zile și o să vă arăt lucruri minunate. Doamne ajută, o seară minunată, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.